Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Am cam lipsit un pic din peisaj pentru că am avut o vară prea fierbinte, am zis să lăsăm lucrurile, să ne mai bucurăm de căldura verii. Avem onoarea să fie în emisiune din nou părintele Mihăiță Popovici. Sărut dreaptă, părinte! Doamne ajută, bine v-am regăsit pe toți! Și eu. Ne-am cam lăsat un pic așa pe valurile... Uneori pauzele pot genera o mai mare dor al telespectatorilor de a se reîntâlni cu emisiunea noastră. Păi tocmai de aceea, vacanțe, plecați, nepoții, plecați în vacanțe pe la bunici, pe la rude, care au la țară, am zis să fim așa mai lejeri. Să nu uităm că cel puțin luna august este prin excelență luna concediilor. Fără să vrem, am împrumutat foarte multe și din spiritul Occidentului. Când în luna august, practic, sunt paralizate activitățile majore din cadrul comunității. Omul simte nevoia unei vacanțe, simte nevoia unei relaxări, simte nevoia să se reîntâlnească cu persoanele dragi. Avem un val foarte mare de români care vin din străinătate în țară. Se resimte asta și în aglomerarea urbană și se resimte și pe autostrăzi și pe drumurile noastre publice și în magazine chiar, lucru care este de altfel benefic, în sensul că spiritul românesc trebuie întotdeauna realimentat. Dar cel mai mare bucurie e reîntâlnirea cu familia și cu cei dragi sufletului. Da. Asta este mai ales că noi am sesizat, ca și responsabili din cadrul bisericii, am sesizat și anumite drame ale despărțirii. De pildă, copiii rămân cu bunicii, iar părinții merg să lucreze în străinătate. Oricât ar fi bunicii de pricepuți, de activi, de responsabili, niciodată nu vor putea suplini pe adevărații părinți. Și atunci copiii trăiesc adevărate suferințe. Întâlnirea cu părinții este mai degrabă cu valoare terapeutică pentru ei. Se repară ceva în sufletul lor. Aceste cazuri, bănuiesc, în ultima vreme sunt din ce în ce mai puține, dar mai sunt. Însă majoritatea au luat copii. Am sesizat o serie de anomalii care sunt generate datorită acestei rupturi dintre părinți și copii. Părinții, pentru a suplini lipsa lor, trimit copiilor mai mulți bani, crezând că în felul acesta ei se vor simți fericiți, vor avea de toate. Ori prezența banului în viața unui copil care nu știe întotdeauna să gestioneze corect lucrurile poate fi foarte păgubos. Părinte, până la urmă fiecare își face rostul așa, dar absolut, cu mari riscuri. Cu mari riscuri. Fiecare și le asumă. Să nu uităm, da. Perioada aceasta a pubertății și a adolescenței mai ales este perioada cea mai critică pentru un copil, care are nevoie indispensabil de spiritul educațional al mamei, în special al mamei, dar și de spiritul patern, care completează și care poate desăvârșește într-un fel ceea ce face mama în interiorul căminului. Mi-amintesc că eram deja în anul întâi de liceu și eu în luna octombrie începuse școala din septembrie și eu mai plângeam după mama. Că am plecat de acasă la 14 ani, la un liceu în Piatra Neamț și eu plângeam după mama, ca un copil de 5-6 ani. Ruperea de familie este un lucru dramatic pentru un copil, mai ales la vârsta de 14 ani. Și eu am trăit această experiență când am plecat de acasă la seminar și m-am despărțit de părinți. A fost un lucru destul de dificil, și nu existau mijloace de comunicare cum sunt astăzi. Trebuia să mergi și să dai un telefon, era complicat. Conviz telefonic, mergeai la telefoane. Conviz telefonic, trebuia să ieși bile de voie de la școală. Era o întreagă, așa, după aceea nu aveau părinții telefon acasă, trebuiau să fie anunțați să meargă la un post telefonic. De regulă primărie, de regulă miliție, cum era acolo. Da, sau miliție, Da. Lucru care nu era deloc ușor. Și nici nu veneam acasă în timpul unui trimestru, cum erau atunci. Foarte să rar. Să stai 3 luni de zile fără să-ți vezi părinții. Foarte rar. În schimb, funcționa foarte bine scrisoarea.
Și astăzi mai păstrez o serie de scrisori ale tatălui meu, cu tot felul de sfaturi, cu tot felul de cuvinte frumoase. Și mai păstrez încă ceva, păstrez niște cărți pe care tata mi le cumpăra, eu îi scriam, că aș avea nevoie din dicționar latin-român, pentru că mi este necesar pentru limba latină. Mi-l cumpăra și făcea el o mică prefață dedicată mie. Și atunci nu-i dădeam importanță, dar știți ce valoare are acum o astfel de carte? Mai ales când bietul părinte este plecat dincolo de ani buni și îți amintește de acele frânturi frumoase ale copilăriei, ale modului cum un părinte se implica atât de mult în viața unui copil, ca să-l poată vedea învățând, făcând carte, ajungând în viața lui acolo unde trebuie. Da, oricum s-au schimbat vremurile, părinte. Suntem într-o metamorfoză continuă. Există un progres evident în toate. Dar când spun progres, să nu privim doar o latură absolut pozitivă. În acest progres se strecoară și multe, multe, multe liniuțe negre, filicele negre, care nu fac bine nici societății, nici individului. De pildă, această libertate dusă la libertinaj este foarte păguboasă. Periculoasă. Vorbeam când am venit până la televiziune, vorbeam cu dumneavoastră despre libertinajul tânărului de astăzi, vis-a-vis de tinerii de acum 30-40 de ani, care aveau o decență lor, o cumințenie interioară a lor, care aveau un simț al pudorii, ceea ce astăzi întâlnește mult, mult, mult mai greu la generația de astăzi. Aceste lucruri, într-adevăr, produc o schimbare, dar nu știu cât este de benefică pentru sănătatea morală a generației. Dar nu vedem, părinte? Vedem. Sigur că vedem. Sunt exemple destule, suficiente. Din păcate, am intrat într-o decadență morală extrem de evidentă și evident de păguboasă în același timp. Este vizibilă chestiunea aceasta. Fără oprire. Va exista un fund al sacului. Când? Când? Nu știm. Cum? Nu știm. Aici intervine Dumnezeu cu instrumentele Lui. De obicei, când se ajunge în partea cea mai de jos, se naște în om dorul unei schimbări. Îi se face scârbă de propriul său mod de a fi. Și atunci simte nevoia să se salveze și aleargă din nou spre valorile pe care el le-a abandonat. Venim în adolescență, venim că tinerii au vorba cuiva mulți hormoni și nu știu să-i controleze. Asta e la anul tinerețe, înțelegem. Dar parcă ei nu cred când le spunem noi câte un lucru din tinerețea noastră și îmi spune că nici nu-i cazul să facem comparații și să le amintim ce tinerețe am avut noi și ce tinerețe au ei. Psihologic ei spun, nu este bine să ne faceți comparații și să ne spunem. O să ne adaptăm. Evident, cum? Comparațiile nu sunt... Nu neapărat comparații. Comparațiile sunt destul de artificiale, pentru că nu avem toate datele care să intre în analiza respectivă. În schimb, vina principală nu o au tinerii, așa cum am crede noi, ci absența factorului educațional. Mama lucrează în fabrică sau are un alt loc de muncă, ea își minimalizează rolul ei de educator în familie. 1. 2. Școala trăiește o absență vis-a-vis de educația morală, ba dimpotrivă, sunt inoculări acum pentru alegerea sexului, fiecare își poate alege traseul, vrea să fie fetiță, vrea să fie băiat, asta este o bătaie de joc. O să fie câine un da, am auzit. O bătaie de joc la adresa demnității umane. Dar noi, nu știu de ce, nu vedem oameni care să gândească la o anumită înălțime intelectuală și morală. Factorii decidenți sunt cei care creează aceste anomalii, care sunt foarte periculoase pentru tineri. Părinte, mai avem modele? Da, modelele mai sunt, dar știți, sunt foarte ascunse. Sunt în umbră, nu ies la suprafață, că le este frică. Aceste modele par a
fi căzut în desuetudine, că ele nu mai aparțin timpului, că sunt anacronice timpului respectiv. Ori tocmai aceste modele ne vorbesc despre structura frumoasă a omului, așa cum ar trebui să arate ea. Este admirabil când vezi un tânăr studios. Am mers într-o zi undeva și erau o mare de tineri. Erau și foarte multe cărți în jur. N-am văzut decât doi tineri care erau cufundați în lectură. Ceilalți, smartphone, divertisment, eventual muzică, dar acei doi tineri mi-au arătat unde trebuie să fie normalitatea. Pentru că ei erau doritori de a cunoaște, de a înțelege, de a aduna ceva frumos în sufletul lor. Sigur, divertismentul este frumos, dar dacă toată viața ta numai divertisment vrei, ce să alege de tine? Mai trebuie să avem și preocupări care să ne formeze, să ne nobileze pe noi. Aici este marea problemă. Eu chiar mă lupt foarte mult cu nepoții mei, am nepoțica mai mare, care are tendința de a fugi spre această extremă, divertisment și e de ajuns. Sigur că atunci când îi vorbesc cât este de important să te formezi, să fii om, să ajungi ceva în viață, să te realizezi, să fii independentă, mai ales ca fată, să fii independentă economic, să nu depinzi de nimeni, să ai un loc de muncă al tău, să profesezi ceva deosebit. Sigur că atunci poți inocula într-un copil dorul de a se forma, dorul de a face ceva cu viața lui. Și atunci găsesc calea dialogului, cea mai bună formulă. Și merg tot așa spre modele. Uite, cu tare cum a reușit, uite ce a făcut. Am avut situații când mi-am trimis nepoțica la cabinetul medical. Am un nepot care este medic, stomatolog. Și am mers să vadă ce însemnează a fi medic. S-a întors acasă îndrăgostită de profesia de medic, stomatolog. Acestea pot fi elemente care pot conduce la trezirea unui dor nespus de formare, de studiu, de cunoaștere. Pentru că numai așa îi putem ajuta pe tineri să depășească această perioadă critică a vieții lor. Contrar totuși celor care, lucrurilor care se întâmplă în învățământ, că vedem știrile, sunt, nici nu vrem să ne legăm de așa ceva. Mai este copii, un aspect apropo de asta. Dacă ne uităm la buletinul de știri, indiferent pe ce canal de televiziune, nu o facem aici, trimitere undeva, din păcate, aceste canale de televiziune scot în evidență numai factorii negativi care se petrec în societate. Ratingul, părinte, dacă ar fi să facem o analiză psihico, socială, morală a poporului român după ora de știri, am spune că suntem un popor de haimanale, de criminali, de bolnavi cu obsedați sexuali și așa mai departe. Ori aceste lucruri sunt excepțiile negative ale societății. Un mass media ar trebui nu aceste imagini și aceste pseudomodele sau false modele să fie promovate, ar trebui să scoată în evidență pe celelalte pozitive și care să îndrume, să îndemne pe tânăr în formarea lui. Asta voiam să spun, în ciuda tuturor știrilor care apar, totuși la școală, așa cum spuneați dumneavoastră, că nepoțica dumneavoastră ați dus-o la un cabinet stomatologic, îi duce pe la ferme, pe copii, îi duce prin oraș, cu mediu, cu, am văzut, sunt chiar foarte bine organizate acțiunile astea. Este foarte bine. Totuși, rolul principal, bănuiesc, este al familiei, bănuiesc. De aici pleacă toate. Mama. Să fiu iertat, pilonul, dar pun cuvântul mama înaintea tuturor factorilor educaționali. Mama este marele pedagog al umanității. Nu în zadar se vorbește despre universitatea din poala mamei. Aceea este școala care pune temelia unui tânăr. Pe temelia aceea tânărul zidește și cu studiile medii și cu facultatea și cu tot. Dacă îți lipsește această temelie, este jale. Nu vedeți când popor se spune că uite, îi lipsesc 6-7 ani de acasă. Îi lipsește universitatea din poala mamei, unde se așează valorile
cele mai importante ale vieții și ele se adâncesc în conștiința unui copil, a unui tânăr. Este legătura ancestrală cea mai puternică când se rupe. Sigur că da. Îmi povestea o mamă într-o zi și așa, da, văd și eu cu ochii mei lucrul ăsta, nu trebuie să mai povestească cineva. Părinte, copiii mei s-au dispărțit total de viața spirituală, n-au nevoie de nimic, sunt refractari, mă iau uneori în ironie pentru modelul pe care eu încerc să-l prezint lor. Părinte, au trecut 10 ani, copiii mei s-au căsătorit, au început să aibă probleme și și-au adus aminte cum rezolva mama necazurile casei, că prindea candela și așeza în genunchi, plângea și se ruga lui Dumnezeu. Și acum copiii mei fac asta. Vedeți, noi zicem că copiii până la urmă nu prea înmagazinează părțile bune de informații, dar nu e așa. Le adună și le selectează. Roadele nu trebuie să le vedem a doua zi. Uneori trebuie să treacă ani ca să vedem cum rodește educația pe care o face mama. Părinte, în miez de vară, pentru că am discutat postul Paștelui, postul Crăciunului, în miez de vară, sărbătorile importante ale verii, da, ce trebuie să facă un creștin, știu, biserica, părinte? Așa de frumos a știut să lucreze și să grefeze pe calendarul acesta al anotimpurilor, să grefeze niște lucruri extraordinare. Și vara are un post al ei, un post care ne, cum ați zis dumneavoastră, ne resetează. Adică ne reorganizează încă o dată modul nostru de a fi, cu sărbători frumoase. Cea mai mare sărbătoare a verii este adormirea Maicii Domnului, precedată de un post de 2 săptămâni. Este un post relativ ușor. Mai ales că sunt de toate vara. Să nu cădem în extrema pe care o practică cei mai mulți, numai la latura somatică a postului, adică latura aceasta mă opresc de la anumite bucate și mănânc alte tipuri de bucate. Că dacă reducem postul la această dimensiune, postul rămâne doar o dietă. N-are valoare soteriologică, valoare mântuitoare postul. Postul este, de fapt, un instrument prin care noi generăm în viața noastră virtuțile, le dăm o anumită forță de a se revitaliza în noi. Valoarea soteriologică însemnează a ne îmbogăți spiritual în interiorul nostru. Postim de bucate pentru a ne înfrâna și pentru a stimula voința să lucreze așa cum trebuie, pentru că pe principiul voinței noi ne putem schimba modul de a fi. Dacă n-ai voință, nu te poți schimba, Doamnă. Degeaba dorești să fii altfel, dacă ai voință slabă, nu te poți schimba. Noi postul nu face altceva decât întărește și dinamizează voința omului către o anumită direcție pozitivă. Nu alimentele în sine ne conduc pe noi spre o anumită purificare spirituală, ci schimbarea interioară a ființei noastre. Părăsim un viciu, ne distanțăm de un păcat, facem o schimbare în interiorul vieții noastre înspre mai mult bine. Abia atunci noi am făcut niște pași pe treptele desăvârșirii și, într-adevăr, postul își capătă valoarea prin aceste eforturi interioare ale noastre. E cel mai scurt post. Nu neapărat cel mai scurt. Cel mai scurt ar putea fi numit postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Este un post... Nu mă referam la vară, la anul timpul. Poate este cel mai ușor, în sensul că este o perioadă debordantă de legume și de fructe, încât omul practic nu se sesizează prea mult o anumită schimbare a alimentației. În schimb, valoarea postului nu stă în alimente. Să nu credem noi că dacă mâncăm fără ulei, suntem cineva. N-am făcut nimic. Dar cel care face o faptă bună, cel care își iartă vecinul care e o greșit cu ceva, cel care știe să treacă peste o adversitate a unui semen de-a lui, acela postește. Acela reușește să facă niște pași progresivi în viața lui. De asta Sfântul Ioan Gură de Aur, în noaptea învierii, în secolul IV, spune creștinilor: vreau să vă aduc o veste mare.
tot poporul stătea cu gura căscată. Nu a încetat postul. Oamenii triști, cum adică nu a încetat postul, merge mai departe? Nu, puteți mânca de toate, dar nu aveți voie să vă întoarceți la păcat. Înțelegeți? Aici e toată cheia. Posturile de peste an sunt niște perioade de școlarizare a ființei pentru a o redinamiza în pe direcția aceasta a progresului spiritual. Pentru că altminteri nu găsim rațiunea postului. Sigur că și valoarea aceasta somatică este foarte importantă. De pildă, astăzi medicina începe să promoveze foarte mult postul intermitent. Nu știu dacă ați auzit. Da. Acest fasting este foarte important pentru că s-a constatat că postul total pentru o perioadă de timp, de 3 zile, de 5 zile, sunt persoane care postesc chiar și mai multe zile, este benefic corpului. Pentru că după 48 de ore corpul intră ușor în autofagie. Autofagie înseamnă că corpul mănâncă din propriile resurse. Și să vedeți ce mănâncă, doamnă. Celulele bolnave ale corpului și celulele canceroase. Mașinărie. Le distruge. În America, la ora actuală, când cineva este descoperit că are cancer, îi se propune ca primă măsură acest post care să-l ducă la autofagie. Își autodistruge celulele care nu sunt demne de a fi în componența corpului său. Deci e o latură extraordinară pe care o are postul și sub aspectul acesta somatic. Dar valoarea ca post o dă aspectul celălalt spiritual. Dacă postul este unit cu rugăciunea și cu milostenia, uitați, Iisus în predica de pe munte, când vorbește despre post, automat vorbește și despre cele două aripi ale postului. Rugăciunea și milostenia. Adică practica iubirii și comuniunea cu Dumnezeu, care întăresc ființa și o dinamizează în progresul spiritual. Aici este un lucru extraordinar. Și dacă aduni valoarea soteriologică cu valoarea somatică, atunci postul devine o forță extraordinară care renaște ființa omenească. Spovedania, Părinte, în plină vară. Doamnă! Ne spovedim numai de Crăciun, taina spovedaniei sau... este cea mai grea taină a bisericii. Deși ea se consumă într-un timp foarte scurt, știu eu, de 15-20 de minute sau poate mai mult, 30 de minute. De ce este cea mai grea? Pentru că dacă nu-l ajuți pe om să smulgă buruienele din ființa lui și îl lași cu buruienele acelea să se întoarcă acasă mai departe, ai creat un mare eșec, tu în calitatea ta de responsabil al bisericii. Și dai și impresia că el este pe drumul cel bun. De asta spovedania trebuie privită cu mult mai multă prudență și atenție de creștin. Ca preot eu am sesizat că oamenii nu știu să se pregătească pentru spovedanie. În al doilea rând, am mai sesizat un lucru dramatic. Nici preoții nu sunt pregătiți așa cum ar trebui pentru a fi buni duhovnici. Nu fac o critică. Eu vorbesc la modul general pentru că ar trebui să fie o școală duhovnicească de pregătire a calității de duhovnic. De ce vă spun lucrul acesta? Rolul unui duhovnic este foarte delicat. Pentru că poți salva un om sau îl poți lăsa mai departe în moartea lui. Primul rol pe care îl are duhovnicul este de consilier spiritual. Omul când vine și se spovedește, nu îi spune preotului, cum crede noi, mă duc la părintele și îi spun păcatele. Nu el are nevoie să îi se spui lui. Tu le conștientizezi și le recunoști în fața lui Dumnezeu și declari că tu ești vinovat pentru ele. Preotul joacă rolul martorului bisericii. Este responsabilul bisericii care vede mărturisirea ta. Este un lucru foarte important. De asta am învățat pe credincioși când vin să se spovedească, să spună mărturisesc înaintea lui Dumnezeu.
toate păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea, de la ultima mea spovedanie până astăzi. Le mărturisesc și înaintea ta, părintele meu duhovnic și fratele meu. Da. Și apoi omul începe să-și spună păcatele. Nu trebuie la taina spovedanie să se facă descrierea amănunțită a greșelii, prilejul cu care s-a întâmplat un anumit eveniment nepotrivit, persoanele implicate și așa mai departe. Nu ne interesează nici pe Dumnezeu, nici pe preot lucrul acesta. Recunoașterea păcatului în sine. Am fost egoist, am băut prea mult. E de ajuns. Dar dacă omul mărturisește aceste greșeli ale lui și dacă nu și-a un angajament solemn în fața lui Dumnezeu că va lupta mai mult împotriva lor, spovedania respectivă nu reprezintă altceva decât un fel de contabilizare a propriilor greșeli. Pentru că partea cea mai importantă este angajamentul pe care le ai în fața lui Dumnezeu de a părăsi anumite păcate și vicii care dau târcoale frecvent în viața ta ca individ. Este adevărat că preotul rostește rugăciune peste cel care a făcut spovedania și după aceea îi dă povățuirile necesare. De pildă, unui om care, tot am amintit de consumul de alcool, unui om care consumă mai mult alcool, preotul poate să-i spună, vreme de un an de zile, nu ai voie să consumi nici măcar un gram de alcool, pentru ca să te desensibilizezi de această tendință a ta de a consuma. Alcoolul este o băutură absolut ocazională și în cantități foarte mici. Spunea un mare medic, desfaci o sticlă de bere. Primul pahar pe care îl bei, corpul tău îl receptează, ficatul tău îl procesează fără probleme. Al doilea pahar de bere, în schimb, creează mari disfuncții ficatului tău, corpului tău și îți chinuiești propriul trup. Deci atenție la cantitate. Este de foarte mare importanță acest aspect. Și atunci preotul poate să spună, uite, îți interzicul ca preot care e responsabil al bisericii, îți cer ca un an de zile să nu guști deloc alcool. Luptăm împreună. Luptăm împreună. Vii la biserică și în duminical îmi spui dacă ai reușit să păstrezi această linie. După aceea, unui om care este foarte zgârcit. Părinte, sunt zgârcit, nu fac fapte bune. Ei, fratele meu, ia să văd pe unde stai. Ei, pe strada ta, ai pe cutare sărac. Săptămânal, nevoiaș îți care dau are sugestia să te duci. Să ajuți. Cumpări ceva de mâncare, duce-vă la copilașii aia, îmbracă-i cu uite, începi iarna. Faci o faptă bună. Practica, canonul, epitimia, cum îi zicem noi, îmbracă forma aceasta de reparație. Exact cum te duci la medic, medicul constată printr-un diagnostic situația ta și îți dă o rețetă. Ce să faci? Ca să te poți repara. Și preotul are acest rol terapeutic. Îți dă o rețetă ce trebuie să faci ca să repari o anomalie din viața ta. Fără aceste lucruri nu funcționează bine taina spovedaniei. Taina spovedaniei trebuie să fie sinceră. Trebuie să aibă în ea duhul umilinței, părerea de rău a omului. Dacă vine un om și începe să râdă, părinte, am făcut. Părintele poate să-i spună, ai venit să te lauzi mie ce ai făcut. Plânge înaintea lui Dumnezeu, arată-ți părerea de rău și hai să provocăm o schimbare în viața ta. Rolul duhovnicului este covârșitor în schimbarea direcției de mers în viață a unui creștin. Uneori taina spovedaniei poate să dureze și ore în șir, dacă complexitatea problemelor la un tânăr, de pildă, este foarte mare. În schimb, trebuie să fie foarte atent să studieze psihicul individului respectiv. Am întâlnit o biată creștină venită de undeva de la o mănăstire care era bulversată. S-a dus la spovadă la un duhovnic călugăr și i-a spus, nu te vei mântui prin nu vei face o mănăstire singură. Și-a venit acasă, părinte, dar eu cum să fac? Eu am un sac de făină în chiler, mai am cu ce pot eu face ceva?
și am fost nevoit să reinterpretez acel canon ca să poată să înțelege partea spirituală a lui. Și a zis, părintele, nu s-a explicat suficient. Nu știu ce-o fi zis părintele. Interpretarea mea este proprie, mi-aparține. Să faci din sufletul tău un spațiu sacru. Acolo să stii mănăstirea. Acel spațiu sacru în care să locuiască Dumnezeu. A început să plângă bătrâna și a spus, părinte, asta am să o fac, o pot. Da. Vedeți, contează mult și modul cum știm să gestionăm problemele. Am mai întâlnit niște anomalii care dor pentru mine ca preot. Bună, o femeie care făcea întrerupere de sarcină. Se duce la un preot și spune, pentru păcatul ăsta îți dau să cumperi 2 kg de lumânări. Bun, avea bani, doamna respectivă. Și s-a exprimat către cineva, acel cineva mi-a spus și mie, și părinte, știți ce a zis doamna cu tare? Păi, dacă e atâta de ieftin, îmi convine lunar să facă un avort. Mă iertați că vă spun asemenea chestiuni care țin de o anumită intimitate a vieții bisericii. Trebuie să fim foarte atenți cu ce fel de canon ne adresăm unui om care are o anumită căderea sa. Trebuie să-l ajutăm pe om prin acel canon să iese din acea cădere. Eu am învățat foarte multe lucruri de la un vrednic episcop și preot înainte, e vorba despre preasfințitul Ioachim Mareș, care a fost înainte în arhiepiscopia noastră, în episcopia noastră, care spunea așa, personal, părintele meu, ai grijă, îl duci pe om până la gravitatea păcatului, dar dacă citești în ochii lui ceva de desnădejde, ajută-l să se ridice înapoi. Uite, vezi, spun unde ai greșit, ai ucis, ai făcut o crimă, dar nu o crimă obișnuită, mai degrabă ucideai un om pe stradă, că era creștin și botezat, decât să-ți omori copilul în trupul tău, să faci trupul tău mormânt. Și după aceea, dacă vezi că femeia cade și duce spre deznădejde, imediat trebuie să te adresezi altfel. Dar noroc că Dumnezeu ne iubește și vrea să ne vadă scoși din această mizerie. Dacă te pocăiești, dacă hotărăști din toată inima ta că părăsești asemenea lucruri, Dumnezeu te va ierta. Adică trebuie să dăm omului o perspectivă optimistă întotdeauna. Nu există păcat sub cer pe care Dumnezeu să nu-l ierte. Unul singur este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și știți în ce constă păcatul împotriva Duhului Sfânt? Refuzul omului premeditat de a colabora cu Dumnezeu, de a întoarce premeditat spatele lui Dumnezeu. Lucrul acesta este o prostie din partea omului. Întorci spatele cui? Dătătorului tău de viață, celui care îți dă toate bucuriile și te face să fii fericit. Acesta este păcatul, cel care nu poate fi iertat, refuzul tău de a dialoga cu Dumnezeu, premeditat. Părinte, iată de ce taina spovedaniei în miez de vară are o valoare extraordinară, pentru că noi trebuie să sfărâmăm, să smulgem aceste buruieni care bântuie generația noastră. Libertinajul sexual, alcoolismul, consumul de droguri care sunt foarte periculoase. Am avut odată un tânăr drogat. Venea la spovedanie, era în Sevraj. Și m-am îngrozit și mi-a spus, părinte, am momente când vreau să-mi ucid mama. Simt că ea este obstacolul cel mai greu din viața mea. Ea mă oprește să mă distrez, mă oprește să consum droguri. Ea este piedica mea. Noroc că acel tânăr a găsit până la urmă o prietenă. Să știți că iubirea poate vindeca. Și fata l-a ajutat foarte mult ca să părăsească această cale. Voința, cum spuneați dumneavoastră. Iubirea stimulează foarte mult voința unui om. Exact cum spunea un mare medic american, că dacă oamenii ar iubi pe pământ în măsura pe care Dumnezeu voiește, oamenii n-ar mai avea nevoie de medicamente, dar nici nu s-ar prea îmbolnăvi. Pentru că iubirea este aceea care ține locul
tuturor medicamentelor din lume. Aici este una din marile probleme. Suntem într-o perioadă a existenței noastre în care am putea dezvolta foarte mult iubirea și nu cultul plăcerii. Astăzi tinerii fac confuzie între iubire și plăcere, între seducție și a te îndrăgosti de sufletul cuiva. Este o chestiune foarte delicată. Una este pasiunea, atracția fizică, alta este iubirea, când iubești vocea celuilalt, modul cum gândește, modul cum se exprimă, preocupările lui, când te îndrăgostești de ființa lui subtilă, de acel univers interior al acelei ființe. Abia aceea este iubire. Unde le învățăm, părinte? Doamnă, Dumnezeu ne trimite prin toate hățișurile ca să învățăm individual toate aceste lucruri. Și dacă nu vrem să învățăm la timp, Dumnezeu ne trimite din nou și iarăși din nou și iarăși din nou până învățăm această lecție a vieții. Pentru că Dumnezeu ne vrea pe toți în împărăția Lui. Nu vrea să piardă pe niciunul. Și suntem într-un proiect, facem parte dintr-un mega proiect divin și fiecare are misiunea, rostul, rolul lui. Și Dumnezeu ne urmărește, ne ajută, ne potențează, ne direcționează. Important este să colaborăm, liberul nostru arbitru să colaboreze cu Harul Divin. Acum, spovedania în miez de vară, cum spunea și dumneavoastră, fiind atâtea, îs vacanțele, îs concediile de odihnă, este mai mult timp liber, nu cred că majoritatea ies în natură, majoritatea se duc în vacanțe. Este bine. Majoritatea merg la mănăstiri, vizitează. Știți, adică știți ce rol benefic este să mergi în mijlocul naturii? Sau chiar să te recreezi? Această recreare nu însemnează altceva decât o reorganizare a ființei tale, o refacere a energiilor, o redescoperire a sensului tău de a exista pe pământ. De a te încărca cu elemente benefice, de a te pregăti pentru iarnă, de a te pregăti pentru viitor, adică ne organizăm, arătăm copiilor, au vacanțe, ducem cât putem, o zi, două. Și pentru copii este benefic, dar este foarte benefic pentru cei doi piloni ai familiei, tatăl și mama. Am observat în foarte multe cupluri o subțiere a timpului dedicat dialogului dintre soți. El vine obosit, ea vine obosită, ea se duce la bucătărie, face mâncare, el nu știu ce mai face, se întâlnesc la masă, schimbă câteva cuvinte, întreabă copiii dacă și-au făcut temele și fugă la culcare. A doua zi o iau de la început. Uneori am avut situații când îmi spuneau: părinte, nu știu dacă 20 de minute ne dedicăm unui dialog între noi. Concediul reprezintă șansa de a sta două săptămâni, sau poate trei, sau măcar una, de a sta unul lângă celălalt. Comunicare. De a comunica mai și mult. În comuniune. De a te privi în ochi cu celălalt. De a-l redescoperi, de a-ți da seama ce valoros ești că ai lângă tine un așa tovarăș de viață. Contează enorm de mult. E indiferent de vârstă, părinte. Stați puțin tel, dar iubirea nu ține de vârstă. Iubirea este ceva etern. Indiferent de vârstă. Pentru și să știți că avem nevoie toți de o primenire. Concediul este și, de fapt, o spargere a monotoniei pe care noi o creăm cu această repetiție permanentă, serviciu, casă, serviciu, casă, serviciu, casă, în cursul anului. Și lucrul acesta este și sănătos. Întărește foarte mult și spiritul de familie. Mi-aduc aminte, în perioada de pandemie, existau la televiziune foarte mulți care spuneau: băi, să vezi câte divorțuri o să se nască de acum, pentru că stau cap în cap unul lângă altul și nu se mai suportă. A fost exact invers, doamnă. Oamenii aveau nevoie de mai mult dialog. În timpul pandemiei, oamenii s-au apropiat, s-au solidarizat mai mult între ei, soțul, soția, soții cu copiii în același timp. A înflorit iubirea în interiorul căminului. Pentru că vrând nevrând, stând împreună, au reușit să fructifice acel timp într-un mod benefic.
De asta avem nevoie foarte mult noi. Și copiii noștri au nevoie foarte mult. Pentru că noi riscăm, intrăm în casă de la serviciu, vedem fetița noastră că butonează pe smartphone. Și acum și peste o jumătate de oră și peste 30, pe telefon, 3 ore, da. O chemăm la masă și în fața castronului cu mâncare, ea încă mai butonează. Trebuie să lucrăm cu copilul să înțeleagă. Viața nu stă în a butona și a-ți construi o lume virtuală a ta. Lumea reală este alta. Trebuie să rămâi în lumea reală. Lumea cealaltă să fie doar pentru un ușor divertisment. A te descurca pentru a face sigur față. Da, sigur că da. Și eu folosesc telefonul și sunt foarte frecvent dorit să-l am în preajma mea, pentru că rezolv foarte multe lucruri. Are atâtea utilități. Dar nu, este o limită. Nu fac din el un sens de a fi. Îmi este mult mai drag un dialog cu o persoană, îmi este mult mai plăcut să citesc chiar o carte, îmi este mult mai plăcut să muncesc în grădină, îmi place foarte mult grădinăritul, decât să stau într-o lume virtuală care nu mă hrănește cu nimic. La urmă, când închid telefonul, rămân la fel de gol sau poate chiar mai gol. Și am ucis și câteva ore bune. Și bani. Și bani. Și bani plătiți. Și bani. Sărbătorile verii, părinte. Doamne. Importante să luăm așa cu Sfântul Petru și Pavel, unde este și postul, e important. Mai vedeți, acum, biserica, în perioada asta, când suntem în emisiunii, biserica a așezat bine 15 așa august. De frumos, așa de frumos a așezat aceste sărbători. Și rațiunea pentru, cu care au fost organizate ține foarte mult de istoria fiecărei sărbători în parte. De pildă, adormirea Maicii Domnului, după tradiție, luând lucrurile, a fost așezat în miez de vară, pentru că, după tradiție, Fecioara Maria a murit în această perioadă. A trecut la Domnul. Sufletul ei a fost ridicat la cer și apoi a fost ridicat și trupul ei la cer. În schimb, din punct de vedere biblic, noi nu avem nicio mărturie asupra adormirii Maicii Domnului și asupra înălțării ei cu trupul la cer. Totul se datorează memoriei bisericii, pe care noi o numim tradiție, dar și a unor scrieri care au fost concepute după ce s-a finalizat canonul biblic al Noului Testament, deci secolul 2, secolul 3, secolul 4, până chiar până secolul 6, acele așa zise numite apocrife. Sunt o serie de cărți apocrife care redau în amănunțime episodul adormirii Maicii Domnului. Ele au valoare documentară doar. Au fost scrise într-o epocă în care era mult mai vie acea tradiție, acea memorie a bisericii. Și suntem siguri că în linie esențiale, ceea ce se prezintă în aceste apocrife sunt în concordanță cu adevărul istoric. De asta avem și postul dedicat Sfintei Fecioare Maria, pentru că Maria, în a doua parte a vieții, se pare că a trăit în Efes, sub oblăduirea, sub ocrotirea Sfântului Evanghelist Ioan. A fost încredințată Evanghelistul Ioan de către Iisus. Dar când a simțit că ea va pleca la Domnul, a cerut să se întoarcă din nou în Țara Sfântă. Și așa vine în Ierusalim, vreme de 2 săptămâni se pregătește în rugăciune și în post. De asta avem noi 2 săptămâni de post. Imităm pregătirea Mariei pentru mutarea ei la cer. Toate acestea se găsesc în aceste apocrife. Și apoi locul unde Maria este așezată în sicriu, moare, apoi locul unde este mormântată. Toate acestea sunt și niște prezențe pentru turismul, pentru pelerinajul celui care ajunge în Ierusalim. Pentru că vedem bunoară în cartierul numit Esenian, sus, acolo unde a avut loc și cina cea de taină în apropiere, avem locul unde Sfânta Fecioară Maria
și-a dat sufletul în mâinile fiului ei. Apoi avem jos, la aproape de pârâul Chedronului, spre Muntele Măslinilor, în grădina Ghetsimanii, avem locul unde a fost așezat în mormânt Sfânta Fecioară Maria. După tradiție, Toma a întârziat, știm cu toții, trupul ei a fost din nou dezgropat pentru ca și Toma să-și arate, să-și exprime recunoștința și să facă o rugăciune fierbinte către Dumnezeu, dar nu s-a mai găsit trupul ei. Sigur că pot fi multe controverse asupra istoricității acestor informații. În schimb, rațiunea, logica lucrurilor este că între fiu și maică există o iubire pe care nu o putem defini ca profunzime. Între maică și fiu există o relație sacră. Eu sunt convins că fiul, Iisus, nu-și putea lăsa maica să cunoască putreziciunea așa cum o cunoaștem cu toții. Este o taină a lui Dumnezeu. Și de multe ori, acolo unde eu nu mă pot exprima mai mult, spun că noi acum vedem ca prin ghicitură, adică ca și cum am fi într-o ceață neclară. Dar toate acestea vor putea într-o zi fi privite cu mult mai multă limpezire și cu mult mai multă claritate. Important este să dăm sens acestui post, dar și să cinstim pe Sfânta Fecioară Maria, aceea care a fost instrumentul întrupării lui Hristos în istorie. Este un lucru foarte important pentru un creștin. În lumea protestantă există o tendință de a separa pe maică de fiu. Maica e o muritoare amărâtă acolo, fiul este fiul lui Dumnezeu. Este greșită această idee. Între mamă și fiu există o relație ontologică. Întotdeauna când fiul suferă ceva, mama trăiește cel din tâi durerea. Pentru că fiul este parcă o prelungire a maicii. Este rupt din trupul maicii. Da. De asta mama suferă cel mai mult în istorie. Pentru că ea își prelungește viața, ființa ei, prin fiii ei, prin fiicele ei. De asta eu văd că în relația aceasta mamă-fiu, Iisus avea legitimitatea de a o privi și de a o lua în brațele sale ca Dumnezeu. Înțeleg aceste lucruri pentru că înțeleg iubirea lui Dumnezeu. O iubire care justifică ceea ce trăim în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Cum ar trebui să ne comportăm? Doamne, un singur lucru. Un om, un creștin. Un singur lucru trebuie să facem. Iubește. Iubirea purifică ființa de patim, de păcat. Iubirea aceea curată și sfântă. Iubirea nu-ți dă voie să faci rău niciodată nimănui. Iubirea face ca pe toți cei din jurul tău să-i privești egalii tăi sau chiar mai sus decât tine, smerindu-te într-un fel în fața lor. Dacă trăim în iubire, noi suntem creștini așa cum vrea Dumnezeu. Aici e toată cheia. Putem spune noi să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Toate poruncile, toată legea morală este cuprinsă în comandamentul iubirii. Evreii au fost mari maestri în istoria lor. Au catalogat toate poruncile din Vechiul Testament. S-au descoperit 613 porunci. 613 porunci. Dintre care 365 după numărul zilelor anului erau porunci pozitive. Adică să faci cu tare, să faci cu tare, să faci cu tare. Celelalte 248 de porunci erau porunci negative. Să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu ucizi. Vă dau ca exemplu. Așa. E bine, păi dacă ar fi să le însușim pe toate, ne-ar trebui câțiva ani de studiu. Dar toate acestea se regăsesc într-un singur comandament. Iubește. Atunci când iubești, împlinești toată gama poruncilor. Pentru că iubirea nu-ți dă voie să faci ceea ce este împotriva semenului tău. Te face să înțelegi sensul tău de a fi. Te face să-L înțelegi pe Dumnezeu care lucrează cu atâta eficiență asupra ta.
Iubirea dă și gust vieții. Trăiești pentru că iubești și iubești pentru a putea trăi. Aici e toată cheia creștinismului, în marele comandament al iubirii. Asta trebuie să facem. Păi, părinte, vedeți ce repede am ajuns la finalul emisiunii? Păi ajungem, dar e bine că am ajuns la final, cu acest comandament. Da. Părinte, eu vă mulțumesc din suflet pentru emisiunea de astăzi. Să începem de acum să ne revenim, să ne reprogramăm, să ne resetăm, să mai dăm câte ceva exemple celor din orășelul nostru. Eu am să mai propun niște subiecte care sunt de actualitate pentru comunitatea locală. Și pentru bunici, și pentru copii, și pentru tineri, pentru toată lumea. E vară, e frumos, e cald, mai avem încă timp să ne programăm concediile, să avem grijă de sufletul nostru și cât putem să ascultăm la pildele oferite de părintele, cât mai mult de părintele Mihăiță Popovici. Vă îmbrățișez cu drag până la o nouă ediție. Fiți prudenți și iubiți viața, iubiți natura, iubiți frumosul și mergeți mai departe. La revedere! O vară binecuvântată! Doamne ajută!